stat dur la adresa Suediei după ce a văzut că mortalitatea provocată de coronavirus crește, dar cu toate acestea autoritățile nu fac nimic pentru a împiedica răspândirea virusului. Dan Negru a răbufnit pe conturile lui de socializare după ce a analizat cu mare atenție situația în care se află Suedia în contextul pandemiei de coronavirus. Țara scandinavă este singura care a refuzat să ia măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. În timp ce toate țările din Uniunea Europeană au adoptat măsuri care mai de care mai stricte, în Suedia toate localurile sunt deschise și oamenii își continuă cursul normal al vieții. Toate astea în condițiile în care presa internațională relatează că au fost raportate 100 de decese din cauza coronavirusului. Dan Negru, mesaj dur la adresa politicii adoptate de suedezi în contextul pandemiei de coronavirus. Decizia Suediei a împărțit opinia publică în două tabere, iar Dan Negru a recunoscut că inițial i-a admirat pe suedezi pentru că nu au paralizat economia țării. Însă la o analiză mai atentă, prezentatorul TV și-a dat seama că deciziile pe care le-au luat suedezii nu sunt normale. Recunosc, săptămâna trecută mă uitam admirativ la suedezi, punct, ne-au închis nimic. Dar dacă e adevărat breaking news-ul de la CNN care spune că Suedia a ajuns la peste 100 de morți pe zi într-o țară cu doar 9 milioane de oameni, suedezii pot să-și bage incul. Revolvoul și oțelul. Va fi prima țară care va intra într-o uriașă criză morală și mulți din cei care au decis să sacrifice omul în favoarea fierului vor intra la pârnaie. Acuzațiile de crimă împotriva umanității vor apărea prin tribunalele lumii și preventiv se va întârzia mult ieșirea pe străzi. Pentru că ăia care vor decide ieșirea și o vor greși cu o zi sau două au de stat niște ani în zeghe. Cătușe din oțel suedez. Virgulă este mesajul transmis de Dan Negru.